Bine v-am găsit! Sunt Georgia Deacon, maestrul tău Feng Shui. Și această ediție specială mă bucur să o petrec alături de voi în pragul unui an nou. 2017 este un an fantastic, un an fabulos în care cu toții vom reuși să beneficiem de o energie minunată. Energia cocoșului de foc, care ne va aduce mari, mari schimbări în viața noastră, din punct de vedere al anului chinezesc, va veni pe data de 28 ianuarie. Cu toate acestea, în trecerea dintre anul nou 2017 și vechiul an 2016, eu sunt alături de voi ca să vă povestesc ce urmează să întâmpinăm în anul 2017. Anul 2017, anul cocoșului de foc, ne aduce lucruri extraordinar de bune. Steaua 1, o stea de începuturi, o stea de învingere a tuturor greutăților, este o stea pe care o așteptam cu toții. În sfârșit, reușim să ne debarasăm de steaua 2, o stea de bol, o stea care ne-a făcut viața un pic mai grea decât de obicei. Am avut un an în care suișurile și coborâșurile au fost ca la ele acasă. Am avut un an în care am traversat multe, multe lecții. Am avut un an în care bolile ne-au dat târcoale și dacă am reușit să traversăm acest an dificil, cu siguranță vom reuși să fim campioni în anul 2017. Anul acesta, 2017, vine cu o energie extraordinară. Vine cu energia vitalității. Este steaua 1, stea de apă, care ne aduce multe, multe reușite. Sacul lui Buddha în sfârșit se revarsă în fața noastră, iar voi sunteți cei care veți fi primii în care vor beneficia de această bunăstare. De ce bunăstarea din 2017? Pentru că 2017 este un an alb. Este un an în care energia voastră intrinsecă, cea pe care ați cultivat-o, cea pe care vi-ați dedicat-o, se va răsfrânge în viața voastră. Tot ceea ce ați îndurat în 2016, iată, se șterge cu muretele. Vine anul 2017 care ne bucură cu o prezență de energie fantastică. Avem de a face cu multe energii benefice, dar să vedem ceea ce echilibrează aceste energii fantastice, pentru că totuși, acolo unde este foarte mult bine, avem și o picătură de mai puțin bine. Conform imaginii Taiji, simbolului Taiji, de Yin și Yang, știți foarte bine că acolo unde avem întuneric, există și lumină. Și acolo unde există lumină, există și întuneric. Deci chiar dacă anul 2017 este un an extrem de benefic, cu foarte multe beneficii, cu sacul de bani al lui Buddha revărsat în acest an, cu începuturi de noi afaceri, cu mentor alături de noi, cu steaua bogăției pe acest an, cu toate acestea trebuie să fim foarte, foarte precauți. Și mă bucur că sunteți în acest moment alături de mine, pentru că toate previziunile pe care eu le-am adus din Singapore de la maestra Lilian Tu vă vor ajunge și în casa voastră prin intermediul emisiunii noastre Totul este Feng Shui. De aceea vreau să mă urmăriți până la final și să puteți trage concluziile benefice pentru voi. Și am să fac o scurtă, scurtă descriere a anului care ne va deschide drumurile. Anul 2017, așa cum vă spuneam, vine cu o energie destul de bună. Ce înseamnă destul de bună? Deoarece avem pe unul dintre stâlpii anului o energie mai puțin benefică, am putea spune că anul 2017 începe un pic mai dificil. De ce? Pentru că, deși avem un lapciun fantastic, avem data de 28 ianuarie pentru începutul anului, deci avem primăvară în acest an, adică toate recoltele noastre au un timp extrem de favorabil pentru a fi însămânțate, iată că începutul anului demarează un pic mai greu. De ce demarează un pic mai greu? Din cauza faptului că toate energiile care s-au adunat în 2016 au o anumită resemnare asupra anului și atunci vom beneficia de acest start un pic împotmolit, dar în primăvara lui 2017
putem deja să spunem că suntem, avem barca lansată la apă. Nu o faceți probleme de luna februarie, pentru că luna februarie va trece extraordinar de repede, iar în luna martie deja suntem pe energia stelei de bunăstare. Avem o stea foarte bună care ne aduce mult noroc de bani, câștiguri neașteptate și vă rog să mă credeți, sacul de bani al lui Buddha se așterne la picioarele noastre. Asta ce înseamnă? Înseamnă că atâta timp cât vom munci cu sârguință și responsabil, vom avea rezultate pe măsură. Nu numai faptul că sacul lui Buddha se așterne la picioarele noastre, dar și faptul că energia divinității previzionează venituri neașteptate, ne bucură nespus. Avem o energie fantastică în martie, de fapt începând din martie, pentru că această energie ne aduce multă, multă bunăstare materială. Este o bunăstare pe care o parte din noi am pierdut-o în ultimii 2 ani. Iată, avem acum momentul oportun să o aducem din nou în viața noastră. Nu vă faceți probleme de investițiile pe care urmează să le faceți. Angrenați-vă în tot ceea ce înseamnă parte de investiții, pentru că anul cocoșului de foc este un an în care noi vom beneficia de toată susținerea divină pentru investițiile viitoare. Dar să trecând de acest aspect material, sunt convinsă că vă interesează fiecare aspect al vieții noastre și atunci am să previzionez lucrurile extrem, extrem de bine ordonat. Și aș vrea să încep, pentru că deja am povestit în mare parte despre acest aspect, aș vrea să încep cu aspectele privind bogăția și investițiile. Anul este plin de oportunități. Avem de fapt un an foarte, foarte bun, încărcat de foarte multe persoane care își doresc să dezvolte nenumărate afaceri și vă spun, nu vă fie teamă. Angrenați-vă în afaceri pentru că acestea vor fi înfloritoare. Anul cocoșului de foc vine cu previziunea bogăției în viața noastră. Deci ne aduce acea vanitate pe care am pierdut-o de-a lungul timpului în ultimii 2 ani, pentru că acum este momentul de investiții. Acum este momentul să putem să ne canalizăm energia pe aceste investiții, fie ele mici, fie ele mari, pentru că veți vedea, toate aceste investiții vor da roade în mijlocul anului. Pe lângă acestea, putem potența elementul foc. Focul în anul 2017 ne aduce extrem de mulți bani. Deci dacă veți avea tendința să vă îmbrăcați în culori de foc, roșu, siclam, ivoar, roz, toate aceste culori aduc abundența materială. Drept pentru care vă recomand, atâta timp cât doriți să atrageți această energie, să vă îmbrăcați în culorile elementului foc. Pe lângă elementul foc, un simbol foarte important al anului 2017 care vine să ne ajute și să ne sprijine și să materializeze lucrurile în 2017 este simbolul dragonului. De ce dragonul? Pentru că dragonul este prietenul secret al cocoșului și el reușește să susțină întreaga energie a acestui an, ajutându-i pe cei care îl poartă să materializeze lucrurile mult, mult mai ușor. Așa cum vă spuneam în emisiunile anterioare, simbolul dragonului este unul foarte puternic. Avem 5 tipuri de dragon, dar de această dată vorbim de dragonul auriu, vorbim de dragonul imperial, cel cu 5 ghiare care ține în ghiare perla bogăției. Este un dragon foarte puternic și cu siguranță vă va ajuta să materializați tot ceea ce vă veți propune în 2017. Mai departe, aș vrea să discutăm despre aspectele privind cariera. Și cariera în 2017 este foarte bine aspectată. Pentru persoanele care știu
și și-au stabilit niște obiective extrem de riguros, acestea cu siguranță vor fi duse la îndeplinire. Cariera în 2017 este pe un trend ascendent. Ceea ce nu trebuie să faceți este să nu intrați în conflict, pentru că aceste conflicte în 2017, chiar dacă par neimportante, vă afectează imaginea, vă afectează drumul și mai mult decât atât puteți avea efecte secundare pe care bineînțeles că nu ni le dorim. Deci cariera are un drum extrem de pozitiv cu condiția să știți foarte bine care vă este locul vostru ierarhic. Asta nu înseamnă că nu vă sfătuiesc să țintiți sus, bineînțeles, cu cât mai sus, cu atât mai bine. Dar alegeți-vă bine aliații, alegeți-vă bine persoanele cu care mergeți în acest drum către vârful muntelui, pentru că este foarte important pentru voi să știți nu numai obiectivul, dar să știți și pașii și cu cine urmează să vă însoțiți pe parcursul acestui an. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că anul 2017 aduce foarte multă competiție, foarte multă concurență. Putem să ne transformăm în persoane extrem de competitive, am putea spune o competiție exacerbată, chiar cu proprii noștri prieteni, chiar cu familia noastră, chiar cu persoane pe care le cunoaștem de ani întregi, cu care am legat o prietenie foarte frumoasă, iată, ne putem simți în competiție cu ei și din acest motiv vă sfătuiesc să vă faceți o strategie foarte bine argumentată pentru voi, care să vă ajute să materializați lucrurile în limitele binelui universal, adică pentru toată lumea să fie bine. Bineînțeles că voi sunteți persoana cea mai importantă și atunci binele vostru trebuie să fie primordial. Dar nu uitați și de cei care sunt alături de voi, pentru că atâta timp cât ei vor fi suferinți în 2017 și voi veți fi de 10 ori mai suferinți. 2017 este un an foarte interesant. Tot ceea ce emani se întoarce asupra ta de 10 ori. Este un an în care apa aduce multă competiție, dar și multă spiritualitate. Persoanele care se îndreaptă către această cale, cu siguranță vor beneficia de foarte multe lucruri bune. Și atunci, pentru a potența cariera, pentru a-ți deschide drumurile, pentru a atinge culmile carierei, pentru că poți în anul 2017 să atingi aceste culmi ale carierei, te sfătuiesc să-ți alegi foarte bine oamenii cu care tu vei merge la acest drum. Ce va fi un pic mai dificil în anul 2017 de apreciat va fi creativitatea. Pentru că acest aspect este mai puțin apreciat în 2017 din cauza faptului că el va fi perceput ca și un atac la persoana superior ierarhic vouă. Și atunci e bine să o lăsați mai moale cu partea de uite ce am făcut eu, uite ce am creat, uite ce minunat sunt. Voi știți cât de minunat sunteți. Voi știți care este capacitatea voastră, care este nivelul muncii voastre. Și aprecierea va veni. Nu v-au murit lăudătorii în anul 2017. Lăsați-o mai moale cu partea de autolaudă și veți fi apreciați întru totul. Un alt aspect care este mai puțin potențat în 2017 din punct de vedere al carierei este faptul că cercetările, deci munca pe cercetare va fi mai puțin apreciată. Așa că vă sfătuiesc pe cei care lucrați în acest domeniu să aveți o perioadă de liniște în care să nu vă supărați că poate ați rămas la același nivel salarial sau poate v-ați dorit o evoluție în cariera voastră și aceasta nu a venit în 2017, chiar dacă avem această stea fantastică, o stea de începuturi. Deci, stagnarea este și ea pozitivă în domeniul cercetării. Un alt domeniu despre care aș vrea să vorbim îl reprezintă domeniul de dragoste și familie. Ei bine, anul 2017 vine cu o stea de iubire
extraordinar. Deci pentru toți cei care își doresc să întemeieze o familie, pentru toți cei care își doresc să facă un copil, să dea naștere unei relații armonioase de lungă durată, să reinsufle flacăra iubirii în cuplu, să-și găsească partenerul mult visat, anul 2017 este acel an. Este anul pe care voi l-ați așteptat de foarte mult timp pentru a vă împlini iubirea. Anul 2017 vă poate aduce partenerul ideal sau partenera ideală. Bineînțeles, să nu uitați să vă potențați colțul dragostei în dormitor, pentru că el este foarte, foarte important ca și rol în viața voastră. Atâta timp cât vă potențați acest colț și știți foarte bine că la workshop-urile mele am vorbit de cum putem să potențăm acest colț, de cum creăm acest altar al dragostei în dormitor și cum, bineînțeles, îl energizăm. Deci, în 2017, toate persoanele care își doresc să-și găsească jumătatea o pot face cu succes. Pentru că familia și copiii sunt la mare înălțime în anul 2017. Ar fi și cazul, pentru că în 2016 chiar am avut de suferit din acest punct de vedere. Ei bine, această stea, avem o stea a iubirii, și această stea a iubirii binecuvintează anul 2017 cu o energie de împlinire pe toate aspectele în cuplu. Deci cuplul este la mare artă și la mare valoare în 2017. Ceea ce puteți să fiți atenți la aspectele de gelozie, pentru că această stea a iubirii vine cu o energie foarte puternică și acolo unde există exces de un anumit tip de energie, bineînțeles că, așa cum știți, avem și un aspect mai puțin benefic. Iată, această stea aduce multe gelozii. Deci, ceea ce vreau să vă spun, să nu vă transformați într-o persoană geloasă, pentru că avem acest exces al stelei de iubire pentru anul 2017. Păstrați-vă echilibrați, păstrați-vă în limitele unei imaginații sănătoase și atunci veți putea avea beneficii multiple în cuplu. Ceea ce mai aduce anul 2017, o energie fantastică pentru a avea copii. Deci cei care își doresc să facă un copil, vă sfătuiesc să nu mai pierdeți timpul, să treceți la treabă și să materializați această dorință. Este un an benefic pentru copii, este un an care aduce copii luminați, copii străluciți, copii care au o misiune cu totul și cu totul specială. Mai departe vom vorbi despre aspectele privind educația, pentru că în educație, anul viitor, avem un trend ascendent foarte, foarte bun. Avem o stea a evoluției în educație, o stea scolastică foarte benefică și această stea încurajează orice fel de formare. Deci pentru cei care își doresc să meargă mai departe cu școala, să termine facultatea, să facă un MBA, să își dea masterul, să participe la tot felul de formări, să își creeze diverse alte abilități, toate formările, toate formele de învățătură sunt binevenite. Pentru că 2017 este un an în care aspectele de educație sunt la mare valoare, nu ezitați să atrageți asupra voastră această energie și să vă creionați un viitor strălucit. Pentru aspectele privind sănătatea, ei bine, 2017 avem o stea de apă în centrul casei. Deci, ca să puteți potența această stea de apă, vă sfătuiesc să vă puneți în casă ori un covor albastru sau turcoaz sau chiar de culori și mai închise, pentru că, după cum știți, culorile de apă sunt albastru, turcoaz, negru. Sau, dacă privim către ciclul de producție al celor 5 elemente, elementul care produce apă este metalul.
Culorile specifice metalului sunt auriu, argintiu, cupru și culori multicolore. Deci vă puteți pune în centru casei, cu condiția ca centru casei să fie undeva în sufragerie, pe hol, chiar într-o zonă extrem de bine umblată, extrem de bine vitalizată, deci nu în baie sau în bucătărie. Acest mic accesoriu pe care îl puteți găsi oriunde, este la îndemâna tuturor, să poată să-și schimbe covorașul din centrul casei, sau puteți să vă amplasați o statuetă de culoare aurie, argintie, care să fie, să reprezinte pasărea Garuda sau chiar statueta zeiței milosteniei Kuan Yin cu Garuda, care este specifică anului 2017, sau chiar un element de apă care să vă ajute să îndepliniți tot ceea ce vă propuneți. Deci, pentru aspectele privind sănătatea, ar trebui să fim un pic precauți. De ce? Pentru că avem un exces maxim de energie care poate genera anumite boli trecătoare. De exemplu, putem să fim supuși unor răceli sporadice sau, mai mult decât atât, dacă ne angrenăm în tot felul de activități care ne solicită energia extrem, extrem de mult, pentru că în 2017 cu toții vom simți că avem un surplus de energie pe care vrem să-l folosim în interesul nostru. Iată că acest surplus de energie câteodată n-ar fi bine să-l consumăm, ci să-l stocăm, să-l păstrăm pentru momentele de petrecerea timpului cu noi înșine. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că în anul 2017 suntem predispuși la diverse boli de inimă, boli care pot afecta ochii, dar sunt lucruri trecătoare, sunt lucruri pe care, dacă le conștientizăm că excesul de consum de energie ne poate afecta vitalitatea și, bineînțeles, ne poate afecta funcționarea perfectă a inimii, a motorului nostru, atunci vom putea fi cumpătați, vom putea acționa în conformitate cu ritmul normal al inimii noastre, fără să o supra-solicităm. Și dacă nu o supra-solicităm, vă garantez că va fi un an în care cu toții vom fi extrem de sănătoși, extrem de plin de vitalitate și vom putea folosi această vitalitate în favoarea noastră. Un alt aspect îl reprezintă investițiile. Ce se întâmplă cu investițiile pe termen scurt și cele pe termen lung? Iată că investițiile în anul 2017 sunt extrem de bine previzionate, dar ele trebuie făcute cu cap în prima sau a doua jumătate a anului. Nu vă apucați să faceți investiții începând din luna septembrie, pentru că acele investiții vor fi sortite eșecului. Investițiile în prima sau a doua jumătate a anului, respectiv lunile de primăvară și vară, sunt binevenite pentru că ele sunt potențate de energia succesului. Pentru cei care au fost la evenimentele mele și pentru cei care vor veni la evenimentul Comorile Cocoșului de Foc, vă aștept ca să vă povestesc cum puteți să previzionați aceste investiții, în ce domenii să investiți, pentru că este foarte important să știți ce faceți cu banii voștri. Atâta timp cât voi vă potențați acest aspect și banii investiți cu cap, cu foarte multă rigurozitate și cu un control bine așezat, veți putea avea niște beneficii enorme în 2017. Ei bine, anul 2017, pe lângă faptul că aduce investiții foarte bune, acest an este deosebit de benefic pentru persoanele care creditează aceste investiții cu un surplus de optimism și încredere. Pentru că avem o stea de apă, steaua 1, avem nevoie să credităm tot ceea ce facem. Avem nevoie să credem
că tot ceea ce noi dezvoltăm în anul 2017 se va materializa. Bineînțeles, vă puteți ajuta de dragon, vă puteți ajuta de cocoș, vă puteți ajuta de calul de vânt, care vin să întărească această energie a materializărilor, vin să susțină și să vă ajute să mergeți mai departe cu absolut orice fel de obstacol, mic obstacol pe care l-ați avea în anul 2017, și veți putea constata că tot ceea ce vă propuneți, atâta timp cât sunteți optimiști și încrezători în lucrurile pe care voi le faceți, se vor materializa întru totul. Iată că am parcurs toate aspectele despre care vroiam să vorbim pentru anul 2017, și pentru că mi-am propus ca în această emisiune să vă povestesc despre momentul de trecere al anului, vreau să vă atrag atenția asupra unor lucruri pe care poate le veți auzi doar la evenimentele mele. Ce se întâmplă cu ritualurile de bunăstare pentru 2017? Întâmpinăm un an foarte bun și pentru că este un an care vine cu energia începuturilor, și noi trebuie să ne primenim, și noi trebuie să devenim mai buni, mai iubitori, mai înțelegători, mai receptivi. Compasiunea trebuie să fie cuvântul cheie pentru 2017, pentru că, așa cum v-am spus, cu cât dăruiești mai mult, cu atât vei primi mai mult. 2017 este un an în care noi cu toții ne dorim să devenim mai buni. De ce să devenim mai buni? Pentru că cu cât suntem mai buni, cu atât viața își va deschide mai multe uși în fața noastră, cu atât bunătatea se va răsfrânge asupra noastră și cu atât mai mult vom primi energia iubirii în structura noastră vibrațională. Cum ne primenim pentru 2017? Cum ne aranjăm masa? Unde trebuie să fie amplasat bradul? Toate aceste aspecte le discutăm în această emisiune, pentru că vreau să știți care sunt pașii pe care ar trebui să-i faceți pentru a avea o energie fantastică în 2017. Eu îmi doresc ca toți cei care mă urmăresc să beneficieze de o energie extraordinară, ca toată lumea care este alături de mine să aibă această oportunitate de a-și deschide o cale de lumină pentru împlinirea lucrurilor, pentru materializarea viselor, pentru bunăstarea în familie, pentru armonie. Pentru că, spuneți-mi voi mie, ce ne dorim mai mult decât a fi liberi și a fi sănătoși, a fi în armonie cu noi, cu familia noastră, a avea o casă plină de dragoste, de iubire, copiii să ne fie sănătoși, părinții să ne fie sănătoși, noi să fim sănătoși, și atâta timp cât avem pe masă tot ceea ce ne-am dorit și viața noastră este plină de oameni buni, vă spun că este o imagine idilică pe care cu toții ne-o dorim. Ei bine, această imagine idilică este și în casa voastră. Este acum alături de televiziunea 6 TV, care, iată, îți inspiră această imagine, te ajută să beneficiezi de această energie fantastică. Deci, ia-ți în dinți inima și curățeți un pic energia vibrațională a corpului tău. Pentru că vreau să trecem în această noapte curați, luminați, într-un an care ne va aduce numai lucruri bune. Cu cât gândurile noastre vor fi mai curate, cu atât mai mult vom reuși să materializăm ceea ce ne-am propus. Cu cât ne vom detașa mai mult de toate problemele pe care le-am avut, fără să ne mai gândim că, of, poate și 2017 o să-mi aducă lucruri nefaste. Nu, nu o să-ți aducă lucruri nefaste, o să-ți aducă lucruri bune, o să vezi, o să-ți aducă lucruri foarte frumoase de împlinire, o să beneficiezi de o energie fantastică, pentru că anul acesta, anul 2017, este pentru tine și este despre tine. Este un an în care vei putea renaște din propria cenușă. A trecut momentul bolilor, a trecut momentul lecțiilor. Vei reveni în forță pe calul victoriei. De aceea, în centrul casei tale,
poate sta statueta cu cei trei cai ai victoriei sau cu valul de apă care ți aduce energia materializării lucrurilor. Deci, anul acesta poziționează-te într-o lumină bună, într-o lumină pozitivă. Ca să poți să-ți purifici corpul la nivel spiritual, mental și fizic, este foarte simplu ce ai de făcut. Îți voi spune acum, pentru că vreau ca trecerea dintre ani să marcheze această curățare energetică a ta și tu să ai un real beneficiu pentru că ești alături de mine la această emisiune. Ei bine, mergi și fă-ți o curățare, un duș de curățare. Acest duș de curățare se face la nivel spiritual, mental și fizic. În momentul în care dai drumul apei pe corpul tău, vizualizează cum întreaga ta ființă se curăță împreună cu apa care îți curge pe corp. O lumină albă puternică îți va curăța întreg corpul și toate impuritățile, toate gândurile negative, toată ființa ta devine curată și luminată. Atâta timp cât conștientizezi că această apă pe care o pui pe corpul tău este o apă purificatoare, poți spune o rugăciune care ți este ție extrem de familiară. Dacă nu știi nicio rugăciune, poți spune doar atât. Binecuvintează, Doamne, această apă care mă curăță și mă spală de tot ceea ce este negativ în structura mea energetică. Și în momentul în care vei spune lucrurile astea, vei simți cum întreg corpul tău se curăță de tot ceea ce a fost negativ în anul 2016. Vei putea păși în afara spațiului unde tu ți-ai curățat corpul cu o energie extraordinar de benefică. Este foarte simplu, este atât cât ți-ar trece un gând bun prin minte. Fă lucrul ăsta și vei vedea cum anul 2017 își va deschide energia benefică către tine înzecit. Pe lângă asta, pune mâna pe telefon și mulțumește tuturor celor care ți-au fost alături în 2017. Spune-le cât de mult îi iubești, ce au însemnat pentru tine, chiar dacă ai avut momente grele, chiar dacă ai avut momente de tensiune, chiar dacă ți-a fost greu la un moment dat să treci peste anumite momente în care poate ai fost suferind, ai fost lezat, ai fost călcat în picioare, treci peste toate astea, mulțumește-le acelor oameni care au fost alături de tine, că te-au învățat nenumărate lucruri, spune-le că îi iubești necondiționat și arată-le că tu ești cel care îți deschizi un drum favorabil ție în 2017. Feng Shui este un stil de viață. Feng Shui este armonizarea ta cu toată energia înconjurătoare. Ca să poți să primești bine, în primul rând trebuie să emani bine. Iată, în această noapte te sfătuiesc să pui mâna pe telefon și să le mulțumești tuturor celor care ți-au fost alături și cu bine și mai puțin bine. Deci, toți cei care te-au bucurat sau te-au întristat, în egală măsură mulțumește-le și spune-le că iubești pentru că au făcut parte din viața ta. Pe lângă asta, un moment foarte, foarte important este momentul în care tu aduci bunăstarea și prosperitatea în anul 2017. Ei bine, acest moment poate fi transformat într-un ritual de câteva minute sau poate fi întreaga noapte transformată în previziunea anului 2017. Pentru că anul 2017 are o așa o energie bună, sunt convinsă că poate-ți imaginezi că cine știe ce lucruri extraordinare trebuie să faci. Nu trebuie să faci niciun lucru extraordinar. Doar dă foc unor bețișoare parfumate care să-ți aducă în atmosfera casei tale energia bunăstării. Există acele bețișoare speciale pe care eu le-am adus din Singapore special pentru voi. Sunt bețișoarele parfumate de bunăstare, de aducerea armoniei, de dragoste și sănătate, de aducerea prosperității și chiar prafurile magice de îndeplinirea dorințelor. Ei bine, aceste prafuri, dă-le foc un pic deasupra unei tămâi și vei vedea cum toată casa ta se va umple de o atmosferă extraordinar de benefică. Sunt
mirosurile care îți accesează și îți activează toate chakrele. Toți centrii tăi energetici vor fi activați, chiar dacă mai mult sau mai puțin, chiar nu contează lucrul ăsta, pentru că importantă este implicarea ta în acest ritual de prosperitate. După care, la mijlocul acestui moment, gândește-te că ar fi bine să-ți pregătești un bol plin de mandarine sau de portocale. Ei, acest bol amplasează-l în centru casei tale și spune că atâta timp cât aceste portocale vor fi bogăția familiei tale, tu vei beneficia de această bogăție. Pentru că anul 2017 vine cu sacul bogăției în spinare, ei bine, tu e foarte important ca tu să prinzi această energie de bogăție. Mă bucur că ești alături de mine și că afli acum că în centrul casei tale este bine să amplasezi aceste mandarine sau portocale. Poate te întrebi câte trebuie să fie la număr, pentru că este important și numărul lor. Ei bine, vor fi 8 la număr, pentru că numărul 8 este un număr care îți aduce prosperitatea. Poți pune și 9 mandarine, pentru că 9 este steaua multiplicării. Este o stea care îți aduce multă, multă bogăție. Și pe lângă momentul în care tu vei amplasa acest vas al bogăției în centrul casei tale, la un moment dat, în timpul nopții, joacă-te cu aceste mandarine la tine în casă. Ți se poate părea un moment hilar. Poate lumea o să spună, băi, ai nebunit cu siguranță. Ce tot faci cu mandarinele astea prin centrul casei? Ei bine, n-ai nimic de pierdut. Ce Dumnezeului, uite, poți să arunci mandarinele pe podea în centrul casei tale și vei vedea cum în 2017 nenumărate oportunități se vor deschide în fața ta. Chiar dacă va părea un pic hilar, chiar dacă oamenii din jurul tău vor crede că, iată, persoana asta a luat-o un pic pe ulei pentru că se joacă cu mandarinele pe jos prin casă. Așa. Și ce dacă? Atâta timp cât îți aduce bunăstarea și cât tu știi că lucruri minunate se vor întâmpla pentru tine în 2017 pentru că te joci cu mandarinele alea pe podea, dacă te simți oarecum ciudat, dă-le copiilor să se joace cu mandarinele. Pentru ei va fi un moment de bucurie, un prilej în care vor juca fotbal cu mandarinele prin casă și va fi un moment special. Și acest moment special îți va aduce extrem de multă bunăstare în casă. Așa că nu ezita să te joci cu mandarinele în noaptea de Revelion. Și pentru că aceste mandarine se găsesc pe toate drumurile, poți face acest lucru foarte, foarte ușor. Bun. Și pentru că am trecut și de ritualul de curățare, vreau să te întreb unde ai bradul amplasat. Dacă ai bradul amplasat pe sectorul de sud-est, să știi că anul viitor sud-estul, respectiv sectorul bogăției, va fi pentru tine unul extrem de favorabil. Pentru că bradul tău, chiar dacă este unul mare, chiar dacă este unul mic, chiar dacă este unul în care ai 8 globuri sau 10 globuri sau 100 de globuri, sau dacă ai beteală roșie sau albastră sau fumurie sau cum ți-ai împodobit tu bradul, ar fi bine să știi că o parte din brăduțul tău ar fi bine să fie amplasată și pe sectorul de sud-est. Deci dacă încă nu ți-ai pus bradul pe sud-est și l-ai pus în alt colț al casei tale, rupe o crenguță de brad sau ia-ți o altă crenguță de brad și împodobește-o simbolic în sectorul de sud-est. Pentru că sectorul de sud-est este sectorul prosperității, este sectorul bogăției și pentru că anul 2017 vine cu foarte multe resurse materiale, e bine să aducem un prinos de omagiu acestui sector și să-i arătăm că îi dăm atenția cuvenită. Și pentru că știu că sunteți foarte, foarte curioși să aflați ce se va întâmpla cu fiecare zodie în parte în anul 2017, iată că acum vom vorbi despre previziunile zodiilor în 2017.
Previziunile anului 2017 sunt foarte importante pentru mine. E important să știu că voi, cei care mă urmăriți, înțelegeți perfect ceea ce urmează să se întâmple în 2017. Ceea ce vreau să vă spun este faptul că aceste previziuni sunt lucruri care vă dau o imagine de ansamblu a anului 2017. Voi, în interiorul vostru, puteți în aceeași măsură să schimbați lucrurile în mai bine sau în mai rău, în funcție, bineînțeles, de ceea ce generați. Exact așa cum v-am spus un pic mai devreme, anul 2017 este un an al compensărilor. Ceea ce oferim, aia primim. Deci dacă noi oferim bunătate, vom primi bunătatea înzecită asupra vieții noastre. Și pentru că nu vreau să mai lungesc mult vorba, vom începe, bineînțeles, cu primul chemat la Buddha, respectiv șobolanul. Anul acesta, 2017, șobolanul va avea un an foarte, foarte bun. În conjuncția cu aliații săi, dragonul și maimuța, pardon, având ca prieten secret bivolul, șobolanul va fi susținut pe tot parcursul anului, pentru că el se află pe steaua 6, steaua divinității, steaua care aduce tot ceea ce înseamnă parte de susținere. Șobolanul anul acesta va avea un an spectaculos, am putea spune. Ceea ce trebuie să țină cont este că totul are o limită. Deși anul este foarte, foarte bun pentru șobolan, vitalitatea șobolanului este limitată. Și atunci ar fi bine să-și dozeze toate aceste resurse de energie, astfel încât să poată să ducă la bun sfârșit tot ceea ce și-a propus. Pentru persoanele care, de exemplu, au 81 de ani sau 21 de ani, aspectele de vitalitate sunt unele foarte bune. Deci veți putea materializa tot ceea ce vă propuneți atâta timp cât vă dozați bine energia. Aspectele de sănătate sunt de asemenea bune. Aspectele de bogăție sunt un pic estompate. De ce? Pentru că persoanele la 81 și la 21 de ani au o influență mai puțin benefică a stelei de bogăție. În schimb, persoanele care au 57 de ani, 69 de ani, 45 de ani și 33 de ani au un an foarte, foarte bun din punct de vedere al veniturilor. Deci bogăția va fi la mare, mare căutare pentru toți cei care reprezintă zodia șobolan, pentru că bogăția aceasta este una pe care ați așteptat-o de foarte mult timp. Este o bogăție care va veni să schimbe cursul întregii voastre existențe, așa că nu vă culcați pe ureche și cheltuiți în exces, pentru că această bogăție vine în mod vădit pentru ca voi să faceți investiții. Sunt investiții pe termen lung pe care vi le recomand cu toată căldura, pentru că ele vor veni ulterior să sublinieze implicarea voastră în viața voastră viitoare. Pentru că șobolanul are steaua 6 pe el, ar fi foarte bine să aspecteze tot ceea ce înseamnă parte de comunicare divină. Comunicarea divină nu se face așa peste noapte, gata, m-am cuplat la comunicarea divină și știu exact ce am de făcut. Această comunicare se face prin meditație, prin rugăciune, printr-o comuniune permanentă cu divinitatea, pentru că noi suntem esență divină și noi suntem cei care, atâta timp cât ascultăm vocea noastră interioară care este cuplată în mod direct la divinitate, vom putea împlini menirea noastră. Deci șobolanul anul acesta are un an foarte bun, un an în care îi se oferă toate resursele de care are nevoie ca să poată să materializeze lucruri minunate, lucruri pe care să le ducă mai departe, să poată deveni un model pentru toți cei care sunt pe lângă el. Bivolul
Trecem la bivol și vom vorbi despre faptul că bivolul are și el un an excelent. Un an în care are două stele de bun augur, două stele care îi previzionează o deschidere extraordinară, oportunități multiple, dar norocul de sănătate este unul relativ. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că bivolul se află pe steaua 4, este o stea în care aspectele de iubire vin pe bivol și el va putea beneficia de energia iubirii. Va putea avea un ascendent fantastic către tot ceea ce înseamnă parte de iubire necondiționată, cuplu, familie, căsătorie, dar va trebui să fie atent totuși la această stea care afectează într-o oarecare măsură sănătatea. Deci, mai precauți cu partea de gelozie, pentru că gelozia înseamnă afecțiuni ale inimii. Și dacă aducem acest aspect în viața noastră, vom putea vedea că bivolul e bine să-și potențeze totuși sănătatea și să aibă grijă la ceea ce mănâncă, modul în care își trăiește viața într-o formă echilibrată, deci sport ar fi foarte bun de făcut pentru bivol în anul 2017 și diete echilibrate care să îl poată ajuta să meargă mai departe cu tot ceea ce înseamnă împlinirea lucrurilor. Bivolul are ca și conjuncție de aliați șarpele și cocoșul. Deci el anul acesta va putea să se înconjoare de aliații săi pentru a avea un an excelent în afaceri și în relațiile interumane. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că are această stea de ascensiune fantastică pentru tot ceea ce îi se deschide ca și previzionare în fața ochilor, deși el își poate asuma nenumărate riscuri pentru că are un noroc deosebit în tot ceea ce înseamnă parte de investiții. Deci bivolul beneficiază de un an foarte bun în care poate să-și asume riscuri, în care e bine să știe cu cine se aliază atâta timp cât lucrurile sunt bine gândite. Trebuie să aibă un pic grijă la sănătate și la partea de gelozie. Deci lăsați-o mai moale cu gelozia, încredeți-vă în omul care vă este alături, pentru că el este o persoană sau ea este o persoană sinceră, vă iubește cu adevărat și vrea să construiască lucruri de lungă durată cu voi. Pentru persoanele care sunt născute în anul au 80 de ani sau 20 de ani, sănătatea este destul de bine aspectată și bogăția de asemenea. Dar pentru persoanele care au 68 de ani beneficiază de un aspect de bogăție foarte, foarte bun. Cine mai beneficiază? Persoanele care se află la vârsta de 44 de ani de asemenea au un potențial de angrenaj financiar extraordinar. Persoanele care se află la vârsta de 32 de ani vor avea nenumărate oportunități, dar bogăția va fi una relativă pentru că este în funcție de ceea ce vor capta ei în viața lor. Mergem mai departe și vom vorbi despre tigru. În anul 2017, tigrul va avea un an cu previziuni înspre bine. Este un an cu îmbunătățirea energiei pentru tigru. Pentru că în anul 2017 și tigrul se află tot
exact pe această stea, steaua 4. Este un an de succes care vine cu încetinitorul, am putea spune, pentru tigru, dar încet și sigur. Atâta timp cât tigrul își va asuma răbdarea necesară și își va monitoriza gândurile și cuvintele și nu va arunca cu cuvinte așa la întâmplare ca să lezeze pe toată lumea sau ca să se audă vorbind, da? Tigrul va avea un an bun. Norocul de sănătate este unul mediu, este unul în care ar fi bine să vă implicați în mai multe exerciții fizice, pentru că tigrul este un pic puturos prin structura lui, dar în anul 2017 ar fi bine să vă mobilizați și să mergeți să petreceți timp în aer liber, să alergați prin parc, să mergeți la sală, să scăpați de surplusul de kilograme, pentru că veți avea un noroc extraordinar de bun pe partea de succes și bogăție și atunci aveți nevoie de o sănătate care să poată să facă față, să țină ritmul cu acest noroc de bogăție care vă vine în 2017. Pentru tigru avem de asemenea un noroc de relații foarte bune. Deci anul viitor se aspectează relații de calitate pentru tigru. Veți avea oameni care vă apreciază, oameni care vă iubesc, oameni care vă admiră și pentru acest motiv și voi ar trebui să fiți extrem de diplomați, de amabili, de calini și să le răspundeți cu aceeași monedă tuturor celor care nu v-au greșit cu nimic și sunt alături de voi de atâta timp. Ei bine, tigrul va putea avea în anul 2017 un noroc excelent de bani, atât pentru cei care se află la vârsta de 79 de ani sau la 19 ani. Norocul prosperității este unul foarte bun, mai puțin pentru cei care se află la vârsta de 67 de ani. Cei care sunt la 55 de ani sau la 43 de ani au o prospecție a bogăției foarte, foarte bună. Trecem mai departe și vorbim despre iepure. Iată că iepurele este unul dintre premianții anului 2017. De ce spun acest lucru? Pentru că iepurele beneficiază de steaua 8, steaua de bogăție și bunăstare și iepurele anul acesta va fi pe un ascendent pozitiv foarte bun. Deși el are steaua 8 în previziunile anului, nu știu de ce, iepurele va veni cu oarecare dubii și se va simți în permanență cu încrederea oarecum nesigură. Asta înseamnă că nu vă lăsați intimidați de gânduri trecătoare, nu vă lăsați influențați de acele momente în care voi sunteți oarecum nesiguri pe viața voastră, pentru că voi veți avea un an foarte bun. Iepurele este într-o ascensiune, am putea spune, foarte, foarte bună, dar această neîncredere îi poate șubrezi această ascensiune. Această neîncredere îi vine de la forța vitală. Forța vitală a iepurilor în 2017 este una relativ slabă și din acest punct de vedere el are nevoie să se îngrijească mai mult decât oricând de sănătate. Pentru că vor fi nenumărate oportunități în viața iepurelui și pentru că iepurele va avea niște șanse fantastice de materializare a bogăției,
Iepurele e bine să își tempereze avântul și să se gândească foarte bine încotro merge, pentru că oportunitățile vor fi nenumărate, mii de oportunități. Veți beneficia de câte o idee pe secundă, am putea spune, bineînțeles, exagerez. Dar ca să puteți să aveți o imagine clară a lucrurilor pe care le veți traversa în anul 2017, veți avea foarte multe oportunități, așa că stați strâmb și judecați drept, pentru că e bine să vă gândiți în ce să vă implicați. Către ce lucruri să vă dedicați energia? Pentru că energia voastră este măsurată în 2017. Deși aveți acest sac de bogăție și nenumărate oportunități de a face bani, energia voastră este un pic scăzută și atunci e bine să vă calculați foarte bine în ce vă implicați. Iepurele mai are în anul 2017 și nenumărate oportunități de relații romantice, drept pentru care îl sfătuiesc să poată să fie deschis oricărei relații care vine să sublinieze acest aspect, bineînțeles, dacă nu este implicat deja într-o relație de lungă durată, într-o relație serioasă, pe care, bineînțeles, o poate potența, o poate aduce la un nou nivel, îi poate aduce un nou suflu de iubire și această relație poate să dureze până la sfârșitul vieții. Pe lângă aceste aspecte, iepurele are un an cu mici conflicte. De ce spun acest lucru? Pentru că această lipsă de vitalitate a iepurelui îl face să intre într-un con de gândire negativă și această gândire negativă îi generează numai conflicte. De aceea se recomandă ca asumarea riscurilor să nu fie una totală. Deci, dacă nu aveți încredere în persoana cu care urmează să faceți afaceri, să dezvoltați un business, să implementați o idee nouă, să începeți un proiect viitor, nu vă asumați aceste riscuri, pentru că și așa vitalitatea voastră este un pic scăzută. Mergem mai departe și vorbim despre Dragon, care în anul 2017 are un an bun. Dragonul, în sfârșit, trece prin recunoașterea meritelor pe care le așteaptă de foarte mult timp. Este un an puternic care aduce noroc și faimă pentru Dragon. Tot ceea ce și-a dorit să primească de-a lungul ultimilor 2 ani, în sfârșit, Dragonul primește. Va avea parte de acea vorbă dați cezarului ce al cezarului. Iată că Dragonul, în sfârșit, fiind cel mai puternic animal celest, este așezat pe piedestal și se aduc omagiile și ofrandele pe care le așteaptă. Dragonii se pot bucura de acest an întru totul, pentru că au niște stele extraordinar de bune de bogăție și stele foarte bune în relații. Asta înseamnă că toată lumea care este de jur împrejurul dragonului va pune umărul pentru ca dragonul să se afle în pole position-ul, în poziția principală a anului 2017. Este figura pregnantă a anului 2017, este cel care va avea toate laudele la scenă deschisă și atunci toți cei care sunt de jur împrejurul dragonului vor pune, se vor strădui ca dragonul să fie în centrul atenției. Cu toate acestea, dragonul trebuie să aibă grijă la stelele de agresivitate, pentru că în anul 2017 stelele anuale de agresivitate cauzează ceva probleme dragonului. Asta înseamnă că dacă se va îngrena în diverse activități care îl supra-solicită, dragonul poate deveni agresiv.
Nu ne dorim ca faima voastră să fie știrbită de agresivitate, așa că fiți atenți și precauți la toate aceste impulsuri, de acum le știți, de acum știți că ar fi bine să vă temperați aceste porniri și pentru că sunteți persoane extrem de inteligente și extrem de abile, sunt sigură că veți putea găsi acea cale de mijloc cu care să împăcați pe toată lumea. Prietenul secret al dragonului este cocoșul, drept pentru care dragonul anul acesta prinde această poziție de privilegiat. Aliații dragonului, șobolanul și maimuța, beneficiază și ei de un an foarte, foarte bun. Deci dragonul în anul 2017, persoanele născute și care au vârsta de 77 de ani sau de 17 ani beneficiază de un succes foarte bun. Persoanele care se află la vârsta de 65, de 53, de 41, de 29 de ani, toate aceste persoane au un an extraordinar, un an plin de bogăție. Trebuie doar să fie atente la aspectele de sănătate și la aspectele de spiritualitate. De ce spun că aspectele de spiritualitate sunt importante pentru dragon? Pentru că spiritualitatea este acel aspect care gestionează bunul mers al vieții noastre. Și pentru că dragonul are această stea extraordinară de bogăție, în funcție de cât timp își va aloca aspectului de spiritualitate, va putea îmbunătăți și mai mult acest aspect sau îl va putea estompa. Pentru că cu cât își va petrece mai mult timp dedicat aspectelor de spiritualitate, aspectelor dedicate corpului spiritual, aspectele dedicate carității, vieții celorlalți, va putea avea beneficii multiple. Și atunci vă recomand ca voi toți dragonii, gândiți-vă și la momentul acela în care în Biblie se spune despre zeciuială și despre faptul că ar trebui să dați din prea plinul vostru celor care au fost mai puțin norocoși decât voi, și momentul în care veți dărui, dăruiți cu toată inima, dăruiți cu toată structura voastră interioară, astfel încât veți putea să vă creșteți vibrația spiritualității, și momentul în care vă creșteți această vibrație a spiritualității, cu siguranță bogăția se va întoarce înzecit asupra voastră. Am ajuns la șarpe, suntem pe o zodie care are un an absolut fabulos. Șarpele în 2017 beneficiază de un an excelent, beneficiază de norocul de a transforma lucrurile în favoarea lui. Deci șarpele, având o stea de ascensiune foarte, foarte bună, prosperitatea viitoare îi aduce șarpelui investiții de viitor. Deci gândiți-vă bine ce faceți cu banii pe care îi încasați în lunile de primăvară și vară, pentru că vor fi consistente încasările, având în vedere că lunile de toamnă și iarnă trebuie să stați liniștiți, trebuie să vă echilibrați tot ceea ce înseamnă parte de spiritualitate, pentru că ați muncit destul în lunile de primăvară și vară. Și vă sfătuiesc să faceți lucrul ăsta, să munciți din plin, pentru că rezultatele nu vor întârzia să apară. Tot ceea ce va aduce anul 2017 este un noroc fantastic pe investițiile viitoare. Și atunci vă recomand ca îndrăzneala voastră în afaceri să fie una debordantă. Nu vă pripiți să vă gândiți dar parcă totuși dar ar fi bine să investesc în domeniul ăsta, hai să mai aștept un pic. Ei bine, cu cât așteptați mai mult, cu atât oportunitățile trec pe lângă voi, pentru că ele anul acesta vin să vă previzioneze o viață îmbelșugată. Deci anul 2017 pentru șarpe este un an foarte, foarte bun de investiții. Nu pierdeți timpul, angrenați-vă în aceste investiții.
investiții în care alocați timp necesar, dar doar până la sfârșitul lunii august. De aceea vă recomand ca tot ceea ce vă vine în prim plan ca și investiții să le judecați bine, să le cântăriți și să vă puteți angrena cu toată forța în aceste investiții, pentru că aveți o vitalitate deosebită și beneficiați de o stea a prosperității viitoare fantastică. Norocul în relații este unul relativ, dar am putea spune că cu cât vă alegeți mai bine oamenii cu care urmează să plecați în călătoria aceasta la drum, cu atât este mai bine pentru voi. Pentru că șarpele este oricum caracterizat de foarte multă gândire interioară, de analiză, de învârtirea lucrurilor pe toate părțile, de despicarea firului în patru, ei bine, anul 2017 e bine să vă alegeți oamenii cu cântarul acela în care previzionați lucrurile oarecum sceptic. De ce? Pentru că veți avea oameni care vor simți faptul că voi sunteți pe val, faptul că aveți un flair extraordinar în a vă investi banii și puteți să cădeți în partea cealaltă în aspectele de trădare. Deci fiți extrem de precauți, voi știți bine cum să vă alegeți oamenii, aveți o intuiție fantastică, drept pentru care vă sfătuiesc să puneți acest filtru al intuiției pe toți oamenii care sunt de jur împrejurul vostru. Maimuța este prietenul secret al șarpelui și iată, vă puteți găsi această maimuță care să vă fie de-a lungul prieten, să vă fie alături de-a lungul întregii călătorii a investiției. Bivolul și cocoșul împreună cu șarpele fac parte din alianța voastră și este recomandat să vă aliați cu aceste zodii pentru a putea duce planurile de afaceri la bun sfârșit. Pentru persoanele născute și având vârsta de 76 sau 16 ani, se previzionează o sănătate precară, dar un succes relativ bun. Spiritualitatea este una care este la nivel înalt pentru toate persoanele născute în zodia șarpelui, drept pentru care vă spun că vă puteți întoarce în favoarea voastră toate aceste aspecte ale forței vitale, ale sănătății, ale bogăției și a succesului. Cine beneficiază de un succes foarte bun sunt persoanele aflate la vârsta de 52 de ani și la 42 de ani. Deci pentru șarpe se previzionează un an excelent, un an cu multe investiții, cu condiția să vă aliați cu cine trebuie. Trecem mai departe și vom vorbi despre cal. Ei bine, calul în 2017 are un an cu provocări majore. De ce spun acest lucru? Pentru că pe cal se află steaua 5, steaua dezastrelor, și această stea aduce numai provocări. Nu putem spune că calul nu va trece peste aceste provocări, dar în principiu e bine să fie foarte atent la tot ceea ce se întâmplă de jur împrejurul lui în 2017. De aceea vă recomand pagoda cu soarele și luna, pagoda celor 5 elemente cu soarele și luna, care reprezintă o amuletă de protecție extraordinar de bună pentru cal, pentru că el are nevoie să se protejeze de energia nefastă a lui 5 de galben, da, o stea de pământ, o stea care previzionează lucruri extrem de nefaste. Dar nu vă faceți probleme, cei care sunteți născuți în zodia calului, pentru că și calul, deși are un an plin de provocări, poate beneficia de o ascensiune extraordinară de noroc și bogăție, cu condiția să fie extrem, extrem de atent la tot ceea ce înseamnă parte de cheltuieli. Deci măsurați-vă cheltuielile, pentru că voi, cei care sunteți născuți în zodia calului,
puteți avea noroc de bani cu condiția să nu-i lăsați să vă curgă printre degete. Calul anul acesta are destul de multe obstacole și destul de mult ghinion în lucrurile pe care și le dorește și atunci v-aș recomanda ca în acest an să vă creșteți forța interioară, pentru că vitalitatea voastră este una debordantă, am putea spune. Forța spirituală pe care o aveți, o puteți crește astfel încât să întoarceți roata vieții în favoarea voastră. Deși steaua 5, steaua dezastrelor, este pe voi, pe cal, da? Puteți întoarce această energie nefastă și o puteți transforma în energie fastă. Dar asta numai lucrând cu voi, numai alocându-vă un timp destul de prețios activității de interiorizare a sinelui. Numai dedicând acest moment în fiecare zi, cel puțin 5 sau 10 minute, pentru meditație sau rugăciune, pentru cuplarea voastră la energia divină, veți putea întoarce dharma, da, în favoarea voastră. Deci vă recomand să faceți acest lucru, pentru că altfel va fi un an plin de provocări. Cu toate acestea, iată că persoanele născute în zodia calului vor putea avea un an foarte bun din punct de vedere al spiritualității, exact așa cum vă spuneam, și în acest sens puteți schimba aspectele mai puțin nefaste și le puteți întoarce către voi, către binele vostru, dar persoanele născute și având vârsta de 75 și de 15 ani vor avea un an plin de bogăție. Cu toate astea, celelalte persoane la 63, la 51 și la 27 de ani, am putea spune că o vor duce un pic mai greu cu aspectele financiare, dar persoanele care se află la vârsta de 39 de ani vor beneficia de multă bogăție. Și nu numai de bogăție, ci și de oportunități nenumărate de investiție a acestor bani pe care îi vor câștiga în 2017. Și am ajuns la oaie. Oaia în 2017 va avea un an foarte activ. Oaia se află pe o stea mai puțin fastă, este vorba de steaua 7, steaua agresivității și a trădărilor. Deci, pentru oaia am putea spune că ar fi bine să fie precaută vis-a-vis de oamenii cu care se asociază, pentru că este predispusă trădărilor și nu numai trădărilor, ci și violențelor extrem de puternice. Oaia ar fi bine să se protejeze cu amuleta cu rinocer și elefant albastru, pentru că această amuletă este singura care îndepărtează energia de violență a stelei 7. Pentru oaie se previzionează un noroc de bogăție mediu, având în vedere că oaia are în interiorul ei o susținere fantastică la nivel spiritual. Și cu cât energia spiritualității este mai mare, cu atât energia de atragere a bogăției crește și ea. Drept pentru care oaia va beneficia de acest noroc de bogăție cu condiția să-și gestioneze bine banii. La fel ca și predecesorul său, atâta timp cât oaia va putea să fie calculată în tot ceea ce are ca și cheltuieli, va avea un an bun. Deci, oițelor, fiți atente cu cheltuielile, pentru că anul viitor se previzionează încasări, dar și cheltuieli. Să nu aveți cheltuieli mai mari decât încasările. Așa că fiți bine echilibrate în acest sens și vă recomand să vă puteți atrage asupra voastră oameni pe care îi cunoașteți foarte bine, oameni cu care ați lucrat și în care aveți încredere, pentru că altfel celelalte persoane care simt oportunitatea de a veni lângă voi și de a specula fiecare moment în care voi sunteți cu mână largă sau cu inimă și mai largă, da?
se vor întoarce împotriva voastră. Deci, pentru oi, aveți grijă cu cine vă însoțiți, pentru că nu aveți nevoie de cheltuieli nejustificate, de oameni care să vă speculeze și să vă spună: lasă, dă-mi mie toate veniturile tale, că știu eu ce să fac mai bine cu banii tăi. Ei bine, oile sunt foarte intuitive, voi faceți parte din triunghiul diplomaților, împreună cu mistrețul și iepurele, și știți foarte, foarte bine încotro să vă îndreptați, astfel încât rezultatele muncii voastre, respectiv veniturile, să vă fie în siguranță. Pentru oi am putea spune că este recomandat să fie precaute și focuzate pe tot ceea ce și-au propus în anul 2017, pentru că va fi și pentru ele un an cu nenumărate oportunități. Oportunitățile vor veni din afara țării, vor fi multe călătorii pentru oi, vor fi extrem de solicitate în expertiza pe care o au oile vis-a-vis de meseria pe care și-au ales-o, și bineînțeles ar fi bine să consolideze ceea ce fac deja. Deci, nu vă îngrenați în activități pe care nu le cunoașteți doar pentru că așa spune lumea, uite, e bine să fac și asta. Voi sunteți deja experți în meseria pe care o aveți, sunteți deja într-o poziție stabilă, consolidați-o, pentru că în anul 2017 este bine să vă consolidați poziția la muncă. Norocul oii în 2017 pentru persoanele aflate la vârsta de 74 și 14 ani este unul bun în ceea ce privește bogăția. Pentru persoanele care au 62 și 50 de ani este relativ, pentru că în funcție de spiritualitatea pe care și-o dezvoltă, vor putea atrage și norocul de bogăție și succes. În schimb, pentru persoanele aflate la vârsta de 38 de ani, se previzionează un an extrem de fast din punct de vedere al veniturilor, cu condiția ca acestea să fie extrem de cumpătate. Deci și pentru oi avem un an bun. Până în momentul de față, toți cei despre care am vorbit, după cum ați văzut, au avut doar anumite mici aspecte compensatorii vis-a-vis de relațiile pe care vor trebui să le cultive, pentru că în anul 2017 marea majoritate a zodiilor beneficiază de un trend ascendent fantastic în ceea ce privește bogăția. Asta pentru că, așa cum v-am spus la începutul emisiunii, anul vine cu sacul de bani în spinare. Bun, mergem mai departe și vom vorbi despre maimuță. Anul 2017, maimuța beneficiază de un an excelent în afaceri. Și atunci, pentru că maimuța este și o persoană caracterizată în structura ei interioară de casa comerțului, iată că în anul 2017, maimuța, în conjuncție cu anul cocoșului, face casa comerțului și a banilor. Deci ne bucurăm extraordinar pentru maimuță, pentru că va avea un an excelent în tot ceea ce privește dezvoltarea comercială. Deci putem spune că maimuța va beneficia de surplusul de venituri în anul 2017, cu condiția să depună eforturile necesare și vitalitatea ei să fie direcționată către această muncă. Deci, după cum știți, maimuța este oarecum instabilă, pentru că îi place să sară dintr-o creangă în alta, îi place să se joace, îi place să nu se plictisească vis-a-vis de activitățile pe care le face. Ei bine, în 2017 le recomand tuturor celor care sunt născute în această zodie să fie stabili și în momentul în care s-au hotărât că vor să meargă pe un anumit drum, să continue pe acel drum, pentru că acel drum cu siguranță le va aduce beneficii extraordinare.
Succesul vine în viața maimuței doar prin muncă în anul 2017. De aceea vă recomand ca cei născuți în zodia maimuței să depună toate eforturile pentru a avea un an plin de succes. Norocul de bogăție este și el la mare valoare pentru maimuță în 2017, pentru că este timpul perfect pentru a produce bani. Deci, maimuțicilor, este timpul vostru. Haideți pe cai ca să aveți beneficii multiple. Norocul de sănătate, în general, este unul bun, iar norocul de relații pentru maimuțe este timpul să vă redimensionați relațiile de iubire și să vedeți că, într-adevăr, acum a venit momentul să vă găsiți jumătatea. Deci chiar puteți să faceți lucrul ăsta. Aveți steaua dragostei care vă ajută să vă găsiți partenerul ideal și pentru că aveți această șansă fantastică, se cheamă șansa florii de piersic, puteți să vă găsiți iubirea până la sfârșitul vieții. Pentru maimuță am putea spune că se poate însoți cu șarpele, care este prietenul lui secret, și își poate lua ca și aliați dragonul și șobolanul, cu care face și face și triunghi de alianță, astfel încât să poată avea un an bun. Vă spun că totuși maimuțele, dacă nu se vor angrena în drumul cel bun, vor avea un an relativ scăzut din punct de vedere energetic, pentru că atâta timp cât nu-și folosesc intuiția pentru a-și determina bunăstarea în anul 2017, vor pierde trenul. Deci nu este momentul să pierdeți trenul, este momentul să vă angrenați în activități pe care le cunoașteți foarte bine și să vă suiți în ascensorul bogăției. Pentru că acesta va aduce nenumărate beneficii materiale în anul cocoșului, cu care voi faceți o conjuncție de comerț extraordinară. Pentru persoanele care se află la vârsta de 73 și 13 ani, aveți o sănătate bună, aspectată de o forță vitală, de spiritualitate la fel de bună și un an pe succes excelent. Deci pentru toate maimuțele de 73, de 61, de 49, de 37, de 25 de ani, iată, anul 2017 este cu voi. Este un an care va aduce succes pe toate planurile, cu condiția să vă potențați, așa cum v-am spus mai devreme, spiritualitatea, vitalitatea și tot ceea ce înseamnă intuiție, ca să puteți alege bine. Și am ajuns la cocoș. Vorbim despre cocoș în anul cocoșului. Cocoșul în 2017 are un an extrem de competitiv. Va veni un moment în care el va trebui să conștientizeze faptul că energia sa vitală trebuie să o canalizeze către lucruri care îi aduc beneficii. Pentru că pentru cocoș în anul 2017 competiția este una acerbă, am putea spune că cocoșul beneficiază de un noroc de bogăție bun, cu condiția să se păstreze în limitele echilibrului. Să nu dea curs unor competiții acerbe care să-i mănânce toată energia vitală și să poată să se înconjoare de oameni care apreciază de adevăratele valoarea intrinsecă a cocoșului. Iată că și pentru cocoș avem un an foarte bun din punct de vedere al relațiilor interumane și cocoșul își poate găsi jumătatea și își poate întemeia o familie care să dureze până la sfârșitul vieții. Se poate hotărâ să facă copii, pentru că aceștia vor veni într-o lumină extraordinar de benefică. Dar e foarte important ca voi, cei care vă aflați în această zodie, în zodia cocoșului, să aveți răbdare.
Lecția răbdării se învață în 2017 pentru cocoș, pentru că puterea și forța interioară este una măsurată. Și din acest punct de vedere aș putea spune că nu este nevoie să dați curs competițiilor și să vă simțiți în permanență stresați de ideea de competitivitate, pentru că voi oricum sunteți primii. Voi oricum cântați pe toate gardurile în 2017. Voi oricum sunteți vocea rațiunii în 2017 și atunci nu e nevoie să faceți un efort suplimentar ca să fiți auziți. Drept pentru care vă recomand să estompați energia furiei și energia agresivității, care este destul de mare în 2017 pe chartul vostru, și să dați curs creativității, să dați curs unei munci constructive, unei dedicări a energiei voastre către aspectele de bine, de ascensiune, de compasiune și de întrajutorare. Aveți nevoie să vă simțiți utili și din acest punct de vedere, chiar dacă în unele momente veți primi anumite reproșuri la scenă deschisă, am putea spune, nu le luați personal, nu le luați ca și un afront, pur și simplu ignorați-le, treceți peste ele, pentru că e important pentru voi să vă păstrați calmul. Cocoșul în anul 2017 are un noroc deosebit și pentru că acest noroc este unul consistent, am putea spune că inclusiv energia taisuiului vine să sublinieze acest noroc al cocoșului. Drept pentru care orice activități scolastice pe care le-ați urma în 2017 sunt binevenite. Dacă doriți să finalizați studiile, să mergeți la studii în afară, să vă definitivați anumite abilități, anumite practici, să căpătați mai multă experiență în anumite aspecte ale vieții profesionale. Toate lucrurile astea sunt binevenite în viața cocoșului. Pentru cocoș avem un an foarte bun, pentru că spiritualitatea este la mare valoare, se ridică la un nivel foarte, foarte bun, drept pentru care toți cei care se află în pragul unei relativități a bogăției, vorbim de persoanele care se află la vârsta de 72, 60 de ani și 36 de ani, chiar dacă aveți aspectată o bogăție mai puțin excentrică, am putea spune, cum de altfel se află pe cei care sunt născuți în anii și se află la vârsta de 48 de ani și la 24 de ani, vom putea spune că sunteți în stare să întoarceți și voi lucrurile în favoarea voastră. Ei bine, aceste lucruri le puteți întoarce în favoarea voastră dăruind. Dăruind veți primi și veți primi nu doar ceea ce ați dăruit, ci înzecit veți primi în viața voastră. Controlați-vă excesul de furie, controlați-vă gândurile de competitivitate și veți vedea că anul va aduce nenumărate beneficii. Am ajuns în sfârșit la următoarea zodie, respectiv câinele care urmează cocoșului, da? Câinele în 2017 are și el un an competitiv. Are un an în care trebuie să fie extrem de precaut pentru că are steaua 2, o stea de boală pe el. Este o stea de pământ care, după cum știți, a marcat întregul an 2016 și iată, îl urmărește pe câine în continuare. Deci, pentru cei născuți în zodia câinelui, vă recomand să duceți o viață echilibrată. Asta înseamnă să mâncați sănătos, să nu consumați exces de... să nu faceți excese în mâncăruri pline de grăsimi sau carbohidrați,
să puteți să vă alocați un timp special pentru corpul vostru, adică să mergeți la sală, să petreceți mult timp în aer liber, să faceți înot, să mergeți la munte, să respirați aer curat, să puteți să vă alocați un timp special pentru sănătate. Dar acest timp să nu fie o dată la o lună, da? Să fie în fiecare zi, pentru că fiecare zi pentru voi contează. Fiecare zi va aduce mai mult surplus de consum energetic. Și în momentul în care spun de acest consum energetic, vorbesc de o previziune a întregului an. Din păcate, această stea 2 asta face. Consumă energia vitală. Și pentru că voi sunteți pe această stea, ar fi bine să aveți un pic mai multă grijă de voi. Cu toate astea, câinele beneficiază de un an de bogăție bun. Asta înseamnă că se previzionează și pentru el nenumărate oportunități de ascensiune, nenumărate venituri suplimentare până la sfârșitul lunii august și pentru că și pentru el se așează sacul de bani la picioarele câinelui, iată că va avea nenumărate oportunități de dezvoltare. Pentru cei care își doresc să se dezvolte din punct de vedere educațional, au toată susținerea astrelor în acest sens. Și nu numai că au toată susținerea astrelor, dar și echilibrul interior și sănătatea li se va îmbunătăți foarte, foarte mult. Deci, pentru câine, am putea spune că se poate însoți cu iepurele, care este prietenul secret, și cu cei doi aliați, tigrul și calul, cu care face conjuncție, pentru că e important pentru câine să poată să materializeze proiectele pe care și le propune. Anul 2017 va veni cu foarte multe proiecte noi și vă sfătuiesc să le dați curs, pentru că tot ceea ce este nou în zodia, adus în zodia câinelui, se va materializa cu succese multiple. Dar câinele trebuie să fie atent la pierderile colaterale. Asta înseamnă că dacă va avea succes extraordinar într-un anumit proiect, să nu aibă o pierdere de energie atât de mare sau un consum de energie atât de mare încât să nu se mai poată bucura de materializarea acelui proiect. Deci, echilibru în viața câinelui este foarte binevenit. Pentru persoanele care sunt la vârsta de 71 de ani, avem parte de o sănătate foarte bună, dar pentru toate celelalte persoane născute aflându-se la vârsta de 59, de 47, de 35 și de 23 de ani, inclusiv cele născute care se află la vârsta de 83 de ani, avem o sănătate relativă, drept pentru care vă pot spune că vă puteți îmbunătăți această sănătate prin meditație și viață echilibrată. Deci nu faceți excese de niciun fel, voi cei care sunteți născuți în zodia câinelui în anul 2017. Și iată că am ajuns în sfârșit la Mistreț. Mistrețul este în anul 2017 o zodie care beneficiază de un potențial fantastic. Se poate aștepta la un an foarte bun, cu condiția să nu se împrăștie. Are multe oportunități, dar ar fi bine să nu se așeze cu fundul în șapte luntre și să spună, uite, îmi place și asta, îmi place și asta, dar vreau să o fac și pe asta, dar mi-ar plăcea și asta. Nu! Limitați-vă la una, două, maxim trei activități pe care să le puteți face bine și sănătos, în favoarea voastră. Pentru că tot ceea ce începeți anul acesta sunt proiecte de bun augur, sunt proiecte care se previzionează cu succes și atunci
e bine să vă, canalizați energia nu către 100 de lucruri, ci către maxim 3 pe care să le finalizați în glorie. Totuși, forța vitală a mistrețului este una extrem de puternică în 2017, drept pentru care are capacitatea de a finaliza și de a încununa cu succes tot ceea ce își propune. Norocul de sănătate se îmbunătățește pentru mistreț în 2017, are un ascendent pozitiv în acest sens, cu atât mai mult cu cât se hotărăște să aloce un timp și pentru persoana sa de armonizare cu sinele, de echilibrare, de meditație, am putea spune, și de reașezare a ordinii interioare. Norocul de bogăție este bun, cu condiția să nu vă asumați riscuri excesive. Deci cântăriți bine proiectele în care vă veți implica în anul 2017, pentru că există posibilitatea ca să fiți speculați și aceste speculații să vă aducă mai multe pierderi decât beneficii. Dar dacă veți folosi intuiția și vă veți angrena în proiecte pe care deja le-ați previzionat și deja le-ați gândit ca fiind de succes, ele cu siguranță se vor materializa în acest sens. Mistrețul poate să se alieze cu prietenul său secret, cu tigrul, și poate să facă alianță cu iepurele și oaia cu care face triunghiul diplomaților, astfel încât să poată să finalizeze ceea ce își propune. Deci pentru mistreț, un an bun are nevoie de curaj pentru a se angrena în tot ceea ce înseamnă materializarea proiectelor de viitor și la fel ca și la fel cum v-am spus un pic mai devreme, norocul este bine să-l cântăriți, pentru că acesta vine estompat în 2017 pentru mistreț, dar atâta timp cât vă folosiți intuiția și alegeți împreună cu energia divină ceea ce este cel mai bine de făcut pentru voi, veți avea succes. Pentru mistreț am putea spune că toți cei care se află în această zodie vor beneficia de un an excelent din punct de vedere spiritual, adică vor avea suficient de multă energie spirituală astfel încât să hrănească toate celelalte aspecte ale vieții, dar trebuie să aveți grijă de cum vă cheltuiți banii, pentru că pentru voi banii vor fi, dar e important să îi cheltuiți cu înțelepciune, să îi drămuiți bine, astfel încât să puteți beneficia de rezultatele investițiilor voastre și în anii care urmează. Deci aveți o forță a vieții excelentă, o spiritualitate de asemenea și veți putea să vă potențați toate celelalte aspecte ale vieții, astfel încât roata vieții să vină în favoarea voastră. Anul 2017 vine pentru voi cu previziuni extraordinare, dar toate aceste previziuni e important să știți că sunt oarecum limitate. De ce? Pentru că fiecare dintre noi avem în interior un potențial pe care poate încă nu l-am descoperit. Un potențial care ne poate așterne în fața ochilor o viață extraordinar de frumoasă. Asta face Feng Shui. Ne învață cum să atragem în viața noastră tot ceea ce înseamnă parte de sănătate, bani, o carieră în ascensiune, iubire adevărată, necondiționată, relații de bună calitate, oameni care să ne aprecieze și, pe lângă toate astea, aspecte de bunăstare interioară. Pentru că, așa cum vă spuneam un pic mai devreme, tot ceea ce noi generăm în exteriorul nostru pleacă din interior. Și Feng Shui-ul primordial trebuie să fie
parte din structura noastră interioară. Cum facem aceste lucruri? Este foarte, foarte simplu. În primul rând, ar trebui să ne facem o analiză a tuturor lucrurilor care ne plac sau care nu ne plac în structura noastră. Poate că vi se pare destul de dificil să-ți faci o listă de revelion și să te gândești, păi eu ce aș vrea să îmbunătățesc pentru anul 2017? Uite, nu mi-a plăcut că am intrat în conflict cu X, cu Y și că am dat curs discuțiilor ăstora. Nu mi-a plăcut faptul că la un moment dat am fost tentată sau tentat să mă hrănesc din viața altora și să îi bârfesc chiar pe unii și pe alții de cum și-au așezat viața mai bine decât mine. Și la un moment dat chiar am fost invidios sau invidioasă pe viața lor. Ei bine, anul 2017 vine cu o energie de începuturi. Pentru voi, dacă vă faceți această analiză a vieții voastre și vedeți tot ceea ce v-a plăcut și tot ceea ce nu v-a plăcut, veți putea să vă potențați lucrurile astfel încât steaua 1, stea de apă, stea de începuturi și de victorie, să vă aducă acea energie care este extraordinară, este o energie de materializare a lucrurilor, este o energie care vă ajută să deveniți mai buni, mai bogați, mai fericiți, mai împliniți, mai iubiți. Deci totul poate veni în favoarea voastră. Tot ceea ce se vă înconjoară poate fi folosit pentru îmbunătățirea vieții voastre. Și o să-mi spuneți, da, bine, știu, teoretic e foarte simplu, dar practic cum fac lucrul ăsta? Practic e și mai simplu. Luați chiar acum o foaie de hârtie, împărțiți-o pe din două și faceți în felul următor. Eu, în anul 2016, ce mi-a plăcut la mine, ce nu mi-a plăcut la mine? Și priviți lucrurile de din afară. Dați-vă doi pași în spate pentru a avea o imagine reală, pentru a putea judeca drept, pentru a putea vedea de adevăratelea ceea ce s-a așternut în viața voastră în 2016. E foarte important să vă faceți această analiză, pentru că numai așa, numai analizând și trăgând concluzii adevărate, veți putea evolua în 2017. Cu toții ne gândim că vrem să fim mai sănătoși, cu toții ne dorim bogăție, cu toții ne dorim să fim iubiți. Cine nu-și dorește să fie iubit? Cine nu-și dorește să, ca toată lumea să-l ia în brațe și să spună, Doamne, îți mulțumesc că existi în viața mea, te iubesc? Cu toții ne dorim lucrul ăsta. Ei bine, puteți. Puteți să faceți lucrul ăsta. Puteți să fiți cei mai iubiți pământeni. Puteți să beneficiați de această energie a iubirii care, vă spun, vă va umple atât de mult sufletul încât toată structura voastră interioară se va transforma în bine. În momentul în care veți putea face această analiză, poate nu o faceți în noaptea asta, poate o faceți mâine, poate o faceți poimâine, dar faceți-o în primele 5 zile ale anului, pentru că e important să vă gândiți ce vreți să vă aducă anul 2017. Chiar știți ce vreți să vă aducă anul 2017? Chiar știți că ceea ce vreți ca anul 2017 să aducă în structura voastră energetică este limitat la ceea ce v-ați gândit până în momentul de față? Eu sunt sigură că aveți o listă lungă pe care o veți materializa în anul 2017, pentru că acest an vine cu energia împlinirilor, vine cu energia bucuriei, vine cu energia dăruirii. Cu cât dăruiți mai mult, cu atât veți primi mai mult. Cu cât sunteți mai buni, cu atât veți primi o viață mai bună. Și dacă din prea plinul vostru, în momentul în care stați la masă și vă bucurați de bucatele pe care le aveți pe masă, vă gândiți, doar vă gândiți la cei care poate sunt mai puțin norocoși decât voi și mâine mergeți să le duceți o farfurie de mâncare, vă asigur că viața voastră va fi plină de flori în 2017. Poate nu va fi numai lapte și miere, pentru că avem suișuri și coborâșuri, dar lucrurile se vor așeza mult, mult mai bine pentru voi.
Și pe lângă asta, sunt convinsă că în dulap aveți nenumărate haine pe care nu le-ați mai purtat. Sunt convinsă că în locul în care vă țineți pantofii sunt una, două, trei sau poate chiar cinci perechi pe care le puteți da oamenilor sărmani. Vă rog, fiți buni. Fiți buni în noaptea de Revelion. Fiți buni în prima săptămână. Fiți buni în tot parcursul anului 2017, pentru că anul 2017 vă va aduce nenumărate beneficii. Goliți-vă dulapul de tot ce nu mai aveți nevoie. Goliți-vă locul unde vă țineți pantofii. Păstrați doar acei pantofi cu care știți sigur că vă veți încălța. Dăruiți din prea plinul vostru tuturor celor care sunt mai puțin norocoși. Și ei, la rândul lor, vor dărui. Și ei, poate că în momentul în care se vor trezi cu voi că faceți un act de bunătate și de iubire necondiționată, vor învăța că ar fi bine și ar fi din suflet să dăruiască mai departe. Să dăruiască nu din materialismul pe care nu-l au, ci din bunătatea pe care Dumnezeu le-a lăsat-o în interior. Cu siguranță știu că nu v-am plictisit cu lucrurile astea. Știu că doar v-am tras un semnal care mâine o să vă aducă nenumărate beneficii. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine, vă mulțumesc că mă ascultați și vă mulțumesc că v-ați făcut această listă în care voi veți deveni mult, mult mai buni.